Salutare tuturor! Mă bucur să facem această discuție astăzi despre vibrația cristică și chiar să intrăm așa un pic mai profund în această vibrație, mai ales în această săptămână de Paște, în această săptămână a patimilor, iată când înregistrăm această convorbire cu Ruxandra Ioana. Mulțumesc că ești alături de noi și că ești pe unda vibrației cristice, să spun așa. Și Mulțumesc din suflet, Adina, că m-ai invitat astăzi aici să ne conectăm împreună la această conștiință cristică și să aducem din cunoașterea noastră și mesajele pe care această conștiință are să le transmită pentru colectiv. Îți mulțumesc mult de invitație! Și eu mulțumesc pentru tot serviciul pe care tu îl faci, pentru că, iată, Ruxandra este, în opinia mea, este un healer, este un ghid spiritual, este o ființă angelică pe pământ și o să ne ajute cu uneltele pe care le-a creat să înțelegem un pic mai mult ce vine pe această energie cristică. Și până să intrăm, Ruxandra, în partea, să spun așa, practică, aș vrea să împărtășesc câteva cuvinte despre ce înseamnă această vibrație cristică și cum putem păși efectiv în conștiința noastră în acest tip de energie, mai ales acum în perioada pascală, când, iată, foarte multă lume rostește acest cuvânt Hristos, mai ales când toată lumea se gândește colectiv, da? Este o energie care se formează la nivel colectiv și se amplifică. Și în fond, această energie cristică, ce ne aduce, de fapt? Asta vreau să punctez astăzi, pentru că ne ajută să pășim foarte mult în iubirea necondiționată, într-o stare de bucurie, de protecție, de echilibru, aș putea spune, pentru că tot ceea ce a fost a creat, tot ceea ce s-a creat în lumea asta, da, a fost creat pentru noi oamenii de către divinitate, de către Tatăl Creator. Fiecare poate să-i spună cum dorește. Și iată, vibrația cristică, iată, a atins, să spunem așa, planul nostru, tocmai pentru a schimba ceva major în lumea asta. Și cum era necesar la vremea de atunci, era timpul pentru această conștiință a iubirii necondiționate pe care, iată, Iisus a adus-o prin prezența Lui pe pământ. Și a schimbat, a schimbat această lume prin această vibrație absolută și extrem de puternică, pentru că, iată, este din sursă, direct, este iubire pură, este iubire totală, este această stare de unitate pe care fiecare dintre noi o avem deja însămânțată adânc în structura inimii noastre, da? Pentru că suntem creați în fel și chip după Tatăl Creator, da? Iată, Hristos ca un reminder pentru umanitate de unde venim și ce suntem de fapt. Și cred că în această săptămână, când toată lumea se focusează într-un fel sau altul pe deschiderea în inimă spre această vibrație, cred că este important să conștientizăm la nivel colectiv puterea noastră când pășim în gând, în inimă, în această energie cristică extraordinar de puternică, care poate instantaneu să vindece, instantaneu să schimbe ceva în inima noastră, instantaneu să elimine toate straturile egotice care, iată, ne păcălesc de atâtea ori în acest 3D, în această lume plină de tot felul. Mai ales atunci când suntem prea plini, conexiunea noastră cu această vibrație cristică efectiv
Simt uneori, Ruxandra, cum tranșează tot ceea ce este dens. În momentul când rostești doar cuvântul Hristos, efectiv, are loc un proces vindecător, are loc o conștientizare superioară, are loc o purificare, aș putea spune, în toate straturile noastre, pentru că este o vibrație capabilă să parcurgă orice timp și spațiu și iată cât de multă valoare și cât de multă importanță are ca omul într-adevăr să simtă această vibrație, să simtă această conștiință cristică, cum spuneai și tu. Și chiar astăzi intenția mea cu Ruxandra este să ne deschidem, iată, cu toții, toți cei care auziți astăzi această discuție, să pășiți un pic mai mult în conștiința cristică și să permiteți acestei vibrații să schimbe tot ceea ce trebuie schimbat acum în viața voastră, fie că suntem conștienți de asta sau nu, fie că începem ceva nou sau nu, fie că, iată, ne aflăm într-un moment culminant al vieții, fiecare este acolo unde trebuie să fie și această vibrație ne poate întâmpina oriunde. Doar să permite. Și am spus că, iată, cu Ruxandra astăzi vom parcurge și o parte practică în care vom cere ghidaj prin setul de carduri pe care ea le-a creat recent, se numesc Portalul Inimii. Iată exact traseul pe care această vibrație cristică îl ia, fix prin Portalul Inimii, fix prin toată structura noastră a pieptului. Pe aici se livrează absolut tot și mi s-a părut extraordinar de potrivit, Ruxandra, să accesăm setul tău de carduri atât de frumos realizate și o să vreau să ne vorbești un pic despre ele până să intrăm în partea practică. Și recomandarea mea este să vă lăsați să curgeți natural în momentul în care o să facem ghidajul, poate chiar pentru câteva secunde, poate chiar o să stăm cu ochii închiși să simțim vibrația fiecărui card pe care o să-l sustragi și să lăsăm așa să curgă un pic din această binecuvântare cristică peste fiecare dintre noi. Ruxana, spune-ne un pic, te rog, de portalul inimii pe care l-ai creat, pentru că, da, sunt fiecare carte, cred că e un portal, și dacă ni le poți arăta un pic, Iar sunt și roz. designul lor principal au la Ai și bază acest cutiuța? Ai și principal. cutiuța lângă tine? Pentru că cutiuța mi se pare de asemenea O să o absolut aduc la final. fantastic. O O aduci la să o aduc. final. Exact, e Să aduc foarte la bine. final. Interesant cum am amestecat cardurile pentru acest eveniment minunat cu tine și cuvântul de la bază care a rămas a fost cuvântul renaștere. Și vine să spun că asta ar fi tema principală care a venit astăzi de la conștiința cristică când am cerut ghidajul. Iată ce cuvânt puternic, cuvântul renaștere. Acest set Este. de carduri are mai multe tipuri de cuvinte. Unele sunt mai, poate, pe shadow, unele sunt pe alegere, pe putere personală. Este foarte interesant acum să vedem, sunt foarte curioasă în ce direcție o să se ducă energia, dacă ne invită în interiorul nostru să alchimizăm ceva sau dacă vin aceste cuvinte de expansiune, de această vibrație înaltă care vine deja și schimbă prin simpla prezență structurii Prin în noi. simpla prezență, exact. Dar îmi place atât de mult, deci chiar la început mi-a arătase cu ce s-a deschis spațiul acestui interviu, acestei discuții și mi s-a părut extraordinar pe renaștere, pentru că cred că asta ar fi un cuvânt când mă gândesc la vibrația cristică. Renaștere. Te ajută efectiv să renaști din absolut orice. În orice moment al vieții. De fiecare dată când m-am conectat
am simțit efectiv cum toată energia mea se schimbă. Prin orice aș trece, prin orice aș simți, efectiv, da, renaștere, ăsta e cuvântul. E minunat atunci cum a venit ca... M-a venit ca temă, chiar o să-l las separat ca temă. Și apoi vom face talarea și cu celelalte carduri. Acest set de carduri are două părți. Aceste cuvinte pe care le-am prezentat mai devreme și aceste imagini pictate de mine pe care le-am primit ca simbolistică în mult timp și am pus cap la cap din experiențele mele personale, din experiențele clienților mei, imagini simbolice care să acceseze intuitiv mesajul. Intenția mea a fost ca atunci când oamenii văd cardurile să știe, să fie acel feeling de a scoate la iveală din subconștient sau din câmpul informațional, pur și simplu ce are nevoie să fie văzut, ce are nevoie să fie observat aici acum. Și aici, la fel, imaginile sunt de toate tipurile, nu sunt... Eu am tendința să mă duc destul de deep, mă duc inclusiv în shadow work destul de mult și am vrut să creez unelte care să invite oamenii la această descoperire a straturilor lor profunde din postura de observator. Iar titlul cardurilor este Portalul Inimii. Iar pentru mine asta este cel mai apropiat de frecvența cristică, pentru că conectându-ne în portalul inimii, lăsând mentalul să curgă în acest spațiu și conectându-ne profund în esența noastră, simțim cum ne expandăm, simțim iubirea necondiționată, simțim divinitatea din noi și interconectivitatea cu tot ceea ce este. După părerea mea, din spațiul inimii putem accesa în modul cel mai profund, intuiția noastră, putem accesa informații, putem accesa ghizii noștri de frecvență înaltă, putem accesa, iată, conștiințe înalte care să ne ridice și pe noi vibrațional, la rândul lor. Așa a venit acest titlu. Portalul inimii este portalul către Tuturor divinitatea noastră. posibilităților. Da, și al tuturor Suntem așa. posibilităților. Așa Da. este, chiar așa este, pentru că e ca o cheie care Da. ne dă accesul la propria noastră persoană. Și cum spuneai, că intri mult și în această parte de shadow, de această latură care tot timpul ne creează o falsă, să spunem așa, imagine de cele mai multe ori a lucrurilor, însă chiar foarte mult pe asta este nevoie Da. de lucrat, mai ales cu vibrația cristică, pentru că trebuie să ne uităm și în latura asta a noastră, latura întunecată, latura care caută să înțeleagă, care caută să ascensioneze și ea către ceva. Și atunci cred că aici există cea mai mare penetrabilitate pe aluminii cristice, când efectiv vine și alchimizează și ne ajută să evoluăm din tot ceea ce este întunecat în noi. Și mi se pare foarte bine cum ai punctat, și multă lume cumva evită, se focusează foarte mult spre lumină, 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 și este extraordinar. Însă în fiecare dintre noi există și această latură egotică, problematică, care tot timpul, știi cum, caută acolo să se infiltreze, pentru că ăsta e scopul 3D-ului, să distorsioneze. Și îi spunem noi latură întunecată. Ea săraca e o latură distorsionată. Și da, aici e nevoie de lucru. Aici e nevoie de lucru foarte mult și cred că în săptămâna asta a patimilor, la multă lume a ieșit această latură supărată, să spunem așa, la iveală, și au fost foarte multe provocări, pentru că e o latură plină de provocări. Dar ce mai fi noi fără ea? Pentru că de aici putem să evoluăm cel mai mult, nu? Și atunci când chemăm această vibrație cristică, cred că este pur și simplu transformativ și ne ajută să transcedem cumva la un alt nivel cu noi înșine. Așa că te felicit pentru că intri în latura asta, știu, și tu cu tine, tu cu clienții tăi, pentru că nu e ușor să lucrezi în acest substrat.
Și hai să lăsăm și cardurile să vorbească mai mult și să vedem ce și Bine, cum da. simți să direcționezi, Ruxandra. Preia, te rog, ghidajul. Mare, mare drag, am pregătit aici un spațiu în care să lăsăm în timp real să vină mesajele către noi. Ce aș mai avea de adăugat pentru oricine vede acest mesaj acum este să își coboare acest mental în spațiul inimii, pur și simplu să lase spațiul inimii să se activeze și orice carte vine să o privească ca și când ar fi o etalare personală, să vadă unde anume în O oglindă. câmpul energetic, da, o ca o oglindă, să vadă ce anume vor aceste cuvinte și aceste imagini să spună ție, privitorului, pentru că prin rezonanță, dacă vezi aceste mesaje, este clar că e un mesaj direct pentru tine acolo, nu este doar un mesaj colectiv. Și ce te invit este ca, indiferent ce vine, tu să-l privești dintr-un spațiu de observator și conectat cu intenția de a chema în câmp această vibrație cristică și să te lași să vezi cum se alchimizează astfel lucrurile din acest spațiu de observator. Nu ne adâncim în umbre sau în orice vine, ci le ținem spațiu din iubire și le observăm aici. Asta dacă vin umbre, că până acum au venit niște cuvinte cu un Vedem potențial ce vine. drăguț, Iată, magic. renașterea este huge, adică prin renaștere totul transcende, nu? Hai să Exact. întâlnim. Minunat. O să pun camera un pic pe pauză să Da. mut pe suport și revin. Da, absolut. Chiar mă bucur foarte mult că facem acest ghidaj prin portalul inimii. Pentru că eu și recent am lucrat cu setul de carduri ale lui Ruxandra și mi-au plăcut foarte mult zonele, spațiile pe care le deschid aceste carduri portal, eu așa le spun, chiar fiecare card pe care l-a desenat mi se pare ca un portal și am avut ocazia de câteva ori chiar să lucrez cu ele și se simte că au fost create dintr-un spațiu foarte unitar, cu o mega intenție de a aduce claritate. Și astăzi, când am ales să vorbesc în această săptămână despre vibrația cristică, mi se pare că e de important să ne unim cu oameni, să trezim această iubirea necondiționată la nivel colectiv, pentru că este timpul ca ea să se amplifice din nou, și cu cât mai multe persoane gândesc, simt, se conectează la această iubire totală, la această frecvență complet binefăcătoare, cu atât avem șansa să evoluăm din orice necaz, din orice supărare, din orice abuz, din orice, nu știu, fiecare prin ce trece, nu vă definește. Nu vă definește niciun motiv dificil din viața voastră. Fiecare dintre noi suntem această vibrație cristică, suntem această iubire necondiționată, suntem această strălucire divină. Și aceste momente pline de provocări care vin sunt doar un reminder că noi suntem aici să traversăm această dimensiune pentru a învăța să ne reîntoarcem la starea noastră de unitate. Și ca să învățăm ce înseamnă această stare de unitate, de iubire totală, iată, ne divizăm în fel și chip, experimentăm în fel și chip, trăim fel și fel de experiențe pentru a învăța din toate, pentru a ne vedea toate fațetele, pentru a ne înțelege pe noi înșine. Și iată, pentru că mai apoi, probabil, după foarte multe experiențe și foarte multe vieți trăite, să reușim să înțelegem cu adevărat ce înseamnă să fii o ființă divină. Wow, îmi plac foarte mult și cristalele, exact cele cinci elemente. Văd că sunt în geometriile sacre.
Renaștere, ok. Deci, primul card pe care Ruxandra l-a sustras, Renaștere. Chiar vă invit pe fiecare dintre voi să vă gândiți la acest cuvânt. Iată, e ca un portal, cardul, reprezentarea lui. Unde aveți nevoie de renaștere? În ce parte interioară, în ce aspect din viața voastră, unde trebuie să încep eu ceva nou? Cam asta ar fi întrebările, să spunem așa. Și bine, fiecare dintre voi puteți efectiv să priviți către acest card și să vă lăsați ghidați și să aveți mare încredere în intuiția voastră și în primele gânduri care survin, pentru că de regulă acelea sunt cele care se cer a fi cumva rezolvate cât mai urgent. Iată, și mintea și inima noastră are o listă acolo de urgențe cu tot felul de chestiuni ce se cer a fi rezolvate cât de curând. De ce? Pentru că trebuie să facem loc ca lucrurilor minunate să vină în viața noastră. Și uneori Minunat când ce spui, se... Adina, pentru că tocmai a sărit următorul card. Minunat, da, Eu le-am am tot spus acest cuvânt. amestecat. A Da. venit cuvântul schimbare. Le amestecam și a Ah! sărit cuvântul schimbare. Este Deci, foarte, foarte foarte tare. frumos cum ai menționat această energie și chiar a venit energia schimbării. O să invit pe fiecare să se gândească unde anume în prezent, în viața ta simți că e nevoie de o renaștere, e nevoie de o schimbare. Se pare că se deschid niște portaluri luminoase către această nouă posibilitate, această nouă ușă. Vom primi mai multă claritate pe ele, însă te invit să te gândești la asta. Și ia uite ce frumos, chiar acum mi-a sărit, s-a întors invers acest cuvânt, manifestare. Manifestare, wow! O Da. manifestare a schimbării, o manifestare a renașterii, o manifestare concretă. Simt aici că nu mai vrea să rămână doar o idee, vrea să se intre într-un proces de manifestare, manifestarea unei noi versiuni, o noi Unui nou stadiu de conștiință. renăscută. Da. Foarte interesant și uite cum au. Deci toate se leagă cumva. Renaștere, schimbare, manifestare. Este timpul, deci chiar simt că este timpul și va fi din ce în ce mai mult timpul pentru aceste stări evolutive din care odată pentru Wow, totdeauna, slavă Cerului, să ce a venit evoluăm aici? din acest plan egotic. Puțin câte puțin, de la o zi la alta, de la un an la altul și tot așa. Minunat, deci Iată până că acum s-a avem creat un vârf foarte, foarte frumos și puternic. puternic. Și au mai venit, te pare, niște cuvinte care vor să fie conștientizate, niște aspecte ale noastre. Iată, se află pe fundal acel Confort. confort. Da. Se pare că Da. energia Incredibil. vrea să ne scoată. Schimbarea și manifestarea vor să ne scoată din acel Din starea de confort pe confort. care îl simt greoi Mulți. aici, nu este Da. ceva ce mai este benefic. Tocmai de asta vine și cuvântul renaștere. Vrea Da. să se schimbe ceva în viața noastră. Avem nevoie să renunțăm la anumite aspecte ale noastre care ne țin în zona Iată. de confort pentru a intra în această nouă realitate, în această nouă versiune a noastră. Și vine și cuvântul Iată. sabotaj, un cuvânt foarte Oh, da. puternic. Iată. Interesant să vedem unde anume ne sabotăm singuri, unde anume te sabotezi când te gândești la aceste energii, mai ales la partea de confort. Cum te ții pe loc Iată. și nu te lași să renaști pentru că te ții în acest sabotaj, îmi vine să spun. Exact, astea sunt elementele Interesant. care ne țin pe loc, nu? Da. Confortul, autosabotajul, aceste aspecte interioare care nu ne lasă să schimbăm ceva, să manifestăm această renaștere, știi? Interesant. Fiecare dintre voi, chiar vă rog să vă gândiți unde am prea mult confort,
unde încă sunt în autosabotaj. Pentru că astea sunt stări de conștiință ce trebuie cumva transmutate. Altfel nu se poate, altfel rămânem mult și bine acolo unde suntem și iată. Rămâne, e foarte interesant că astea au ieșit primele și pe astea le simt parcă sunt așa ca o bază acolo, sunt acolo pe fundal, însă soluția pentru a le alchimiza sunt aceste cuvinte, această renaștere, această îmbrățișare a noii posibilități, a schimbării, a ne gândi concret, ok, ce am nevoie să schimb acum pentru a ieși din zona asta de confort, să încetez să mă mai sabotez, tocmai ca să intru în această energie de manifestare. Mi-a mai sărit trei cuvinte când amestecam și simt că vor foarte tare să fie văzute. A venit cartea victimă. Simt Iată. că conștiința cristică ne arată, vine să ne scoată din zona asta de victimă, da? Pentru că atunci când intrăm în Da. spațiul inimii, în această conștiință, nu avem cum să simțim conștiința de victimă, pentru că suntem în divinitate, în suveranitate, în conexiune cu toate acestea și cu iubirea necondiționată. Iată cum Iată. victima, cum această conștiință de victimă devine un sabotaj care ne ține într-o zonă de confort. Da, incredibil. Este. Da, multă lume ar putea relaționa cu siguranță la un moment dat. Da, cu toții trecem prin aceste ramuri care efectiv trebuie scoase smulse din rădăcină pentru a face loc. Fix așa a venit le simt ca o rădăcină. A mai venit un cuvânt foarte puternic, dezamăgire, care a venit legat de victimă, erau împreună când au căzut. Și iată cum se leagă cele două foarte mult. Simt aici niște pattern-uri care s-au creat, această iluzie a lipsei de putere din victimă, acest sabotaj, acest confort care ne ține acolo în loc să intrăm în noua noastră versiune. Poate anumite dezamăgiri, chiar e interesant la fiecare să se gândească unde anume simte în prezent acele dezamăgiri, care devin un sabotaj, care te țin pe loc în a deveni noua ta variantă. Pentru că ultima carte care a venit este Suveranitate. Este un cuvânt absolut superb, chiar am avut așa fiori în tot corpul când l-am văzut și simt să-l pun aici chiar la bază, ca Ne luăm soluție puterea pentru înapoi, această Rusi. renaștere. Este timpul să ne luăm puterea înapoi și să ieșim din acest stadiu de victimă, să intrăm în propria noastră suveranitate, să ne punem coroană pe cap și să ne asumăm rolul de creator al propriei vieți, pentru că suntem creatorii propriei vieți. Și interesant cum această intenție de a lucra acum cu mesajele energiei cristice ne duce chiar în puterea noastră, în puterea noastră de a schimba lucrurile, puterea noastră de a renaște, îmbrățișând această energie de Știi co-creator cu Universul. cum împărtășea ideologia cristică această intrare în The Kingdom of Heaven, în acest regat ceresc divin care guvernează, iată, absolut tot. Cumva, când am văzut această carte, parcă am simțit-o așa ca pe o intrare efectiv în acest portal ceresc, în acest spațiu atât de curat și atât de clar, atât de omniprezent, omnipotent. Așa Nici este. nu ne dăm noi seama cât de multă putere divină există în noi și cât de mult, iată, rămânem aici. Jos în aceste cutiuțe, dezamăgire, victimă, sabotaj, confort. Și Când am cât putea de să mult. intrăm aici în suveranitate, renaștere, schimbare, manifestare și e interesant că au venit patru întunecate și patru de lumină, chiar e foarte interesant. Simt că este un moment de alegere pentru fiecare. Alegem Asta să rămânem gândeam adineaori. în această structură sau alegem să intrăm în această structură plină de posibilități, plină de nou, plină de noua noastră versiune, sau alegem să rămânem aici și să ne dăm puterea. Mulți ar Da, este spune fantastic. că Așa.
Mulți ar spune poate că, a, dacă ar fi atât de ușor, toată lumea ar fi și da, nu este ușor, dar tot începe cu o alegere. Să aleg să evoluez și chiar așa poate e foarte fain să ne spune aleg să evoluez din această stare de victimă, aleg să evoluez din aceste dezamăgiri, aleg să trec peste autosabotaj, aleg să ies din zona de confort, aleg. Acest cuvânt cred că e foarte, foarte puternic. Și în asta simt că vine acum, această alegere. Am extras 5 carduri, acum au venit din cardurile cu imagini. Și a ieșit cam același mesaj, doar că de data asta din imagini. Iată, simt cum se deschide la propria ușă și ne invită să ieșim din umbre și să intrăm în În această lumină. postură, să intrăm în lumină. Iată, cred că despre asta e vorba, mai ales în săptămâna asta plină de această conștiință cristică, efectiv să pășim în ea, să deschidem această ușă și să spun, aleg să pășesc spre Aleg să această pășesc spre măreție. această măreție, spre această nouă posibilitate, pentru că uite cum ne țin aici în victimă. A picat chiar cartea asta a victimei, a dezamăgirii. Iată cum își cedează acest personaj puterea tuturor care o privesc, care o judecă, care iată cum se ascunde și se ține mică în loc să își asume puterea. Și, apropo de evoluție, Vai, ce frumoasă e cartea Apreciez. asta. Deci, iată, de la copilul interior până la adultul din noi, da. Până la adult. Și nu întâmplător a venit asta, pentru că în suveranitate intrăm mai mult în adultul nostru, ieșim din postura de copil care își cedează puterea și intrăm într-un rol asumat. Iată cum are loc acest proces de evoluție către Da? această variantă care își asumă puterea. O simte, o acceptă. O simte, o acceptă și alege să intre în ea. O simt că vine după această ușă deschisă. Următoarea carte care a venit a fost asta. Este foarte frumos cum a venit, pentru că este un personaj care are spațiul inimii activat. Am simțit să pictez cu mult verde, chiar și eu să m-am îmbrăcat acum verde. Da, Este spectrul culoarea inimii. acestui spațiu, da. Și eu aici văd multă centrare, mult calm din acest spațiu. Simt să o pun pe manifestare. Simt că manifestarea din acest spațiu centrat prinde rădăcini mult mai adânci și mai puternice. Ultima carte care a venit a fost Coroana. Ca să vedeți Oh, ce iată, aliniat a fost suveranitate. totul în aceeași ordine. Au venit Incredibil. și imaginile. Are Wow, loc un această. proces puternic de a ieși din acest Da. stadiu de victimă, alege să deschidem ușa. Noi singuri ne ținem închiși în universul ăsta întunecat. Cam asta arată și imaginea asta. Da, Noi singuri da, da. alegem cât mai vrem să rămânem în acel nivel de conștiință, că practica asta este, nu un nivel Da. de conștiință. Și putem oricând deschide ușa și să accesăm din noi alt nivel de conștiință. Simt că asta se vrea și asta se așteaptă acum. Conștiința cristică ne invită să ne centrăm în noi, să ieșim din rolul de a ne ceda puterea și să ne asumăm puterea noastră, să ne asumăm coroana, să ne asumăm Iată, suveranitatea. Și prin această energie suntem. renaștem. Suntem efectiv, iată, parte din această. Suntem ființe royale. Suntem ființe royale. Energia Exact. divină, exact spre cumva foarte mult ne scoate în evidență că suntem această lumină aurie, iată cum e această carte cu coroana, și să începem să ne simțim ca atare. Să începem să ne simțim ca pe ceva atât de valoros, în așa mare putere. Și spre asta o să fac rugăciunile și toate solicitările colective, să ne conștientizăm puterea, să ne conștientizăm toată această lumină aurie și propria suveranitate și să luăm frâiele propriei vieți
prin portalul inimii, pe care, iată, mă rog ca fiecare dintre voi să îl manifeste în fel și chip. Și chiar cei care au nevoie de lucru, au nevoie de ghidaj, au nevoie de îndrumare, să caute această îndrumare, important este să facă alegerea că există această dorință de a ieși din acest iată, spațiu plin de încărcătură. În momentul în care facem alegerea, apare și ghidul potrivit. Sau Așa este. ghidul suprem, care este exact acum și aici cu noi, această vibrație cristică care ne ghidează în permanență, dacă noi îi permitem. Minunată, Adina. Au venit niște mesaje, Da, aș spune așa, puternic. supranaturale și puternice, care ne îndreaptă atât de frumos către puterea noastră. Este Roxandra, fascinant cum spune-mi. totul este o alegere. Asta Stai. vă invit pe toți să rămâneți cu acest cuvânt, cu alegere și această asumare a alegerii, apropo și de coroană și suveranitate, să ne asumăm această alegere, pentru că atunci deschidem câmpul tuturor posibilităților și când nu ne mai uităm în jur să vedem lucrurile dintr-o perspectivă de victimă și începem să ne uităm dintr-o perspectivă, ok, poate situația este așa cum este acum, dar ce nouă posibilitate se poate deschide în fața mea? Pur și simplu lansăm această întrebare Universului, o să vedeți cum se deschid oportunități chiar și de pe o zi pe alta, poate uneori în aceeași zi. Universul abia așteaptă să ne deschidem noi ușile din iadul pe care singuri ni-l creăm pentru a ne duce în această putere, în acest rol de creator al propriei vieți. O să vă invit să vă imaginați la propriu cum deschideți această ușă și pășiți în noua realitate și lăsați în urmă tot ce e confort, toate părțile unde vă sabotați, oriunde te simți victimă, tot lași în urmă și îmbrățișezi această nouă posibilitate și nu ai nevoie să știi cum se vor așeza lucrurile, pentru că ele se vor așeza în momentul în care tu iei hotărârea că te duci în această direcție și vei fi susținut la fiecare pas. Iată ce mesaje puternice și simt să spun chiar și pentru cei care sunt, să spunem așa, la început în acest drum al spiritualității, de fapt ce înseamnă spiritualitatea, a trăi din suflet, a trăi din spirit, a trăi din această esență divină, cristică. Chiar și pentru cei care sunt la început în deschiderea inimilor, doar să asculte și să reasculte această conversație și efectiv să fie, iată, în acest stadiu de observator și să lase lucrurile efectiv să plutească așa într-un spațiu eteric, pentru că deschiderea vine pas cu pas, chiar dacă la început spațiul minții este atât de plin și atât de ocupat în acest concret zilnic, chiar și cei care sunt foarte la început, dacă fac această alegere de a asculta măcar, la un moment dat, ceva se va schimba. La un moment dat, voi simți aceste versiuni ale mele mult mai luminate. La un moment dat, deschiderea va avea loc. Cei care sunt deja în plină deschidere și în pline alegeri, pur și simplu lăsați lucrurile să vină către voi cu cea mai mare încredere că Universul lucrează pentru noi și interconectează totul așa cum este mai bine și să avem această încredere că fiecare lucru pică exact în locul în care trebuie să fie. Și să avem curajul să rămânem în această deschidere a inimii, în această lume, în această existență, indiferent de tot ce are să vină în această viață și orice provocare iată, cu care ne vom confrunta. Să nu avem absolut deloc teamă, să avem încredere, în primul rând, în sufletul nostru. Și în al doilea rând, în această lume care și ea alege
la nivel colectiv, din ce în ce mai mult, să evolueze. Să evolueze, iată, spre această coroană absolut aurie, plină de posibilități absolut divine. Ruxandra, eu îți mulțumesc foarte mult că ne-am auzit astăzi. Îți Că am mulțumesc și deschis eu, Tatina. acest Mulțumesc. spațiu și vrem să te vedem acum un pic pe final și să ne spui așa un ultim cuvânt, o ultimă idee, o ultimă ce simți să o transmiți tuturor celor care ne ascultă și unde te pot găsi. Of, dragilor, sunt foarte bucuroasă și emoționată astăzi că am făcut această etalare împreună cu tine și mi se pare fascinant cât de minunat au venit mesajele, adică au venit din două seturi de carduri, chiar dacă fac parte din același produs, mesajul a fost același. Pentru mine asta este confirmarea cea mai puternică că am deschis într-adevăr un câmp care vorbește atât de direct și atât de frumos și simplu. Pe mine mă găsiți pe pagina Zbor Art, zbor.art. Eu sunt artist intuitiv și ghidez oamenii și prin aceste sesiuni one-on-one în care facem călătorii în interiorul nostru prin aceste unelte cuantice minunate. Și sunt foarte bucuroasă, am spus că o să vă arăt și cutiuța. Coperta Iată și cutiuța, cutiuța exact, da. Mi se de pare carduri. extraordinară, da. Și abia aștept Chiar să primesc noul meu set, pentru că știi bine, îți spuneam, unul l-am făcut cadou unei persoane foarte dragi mie și mi se pare așa că chiar pentru asta e timpul să împărtășim. Oricând simțim, iată, astfel de canale de ghidaj, pentru că, mai ales, iată, pentru cei care sunt la început și nu știu încotro și unde, astfel de seturi de carduri mi se par fantastice, de pur și simplu să plasezi o întrebare sau să ceri ghidaj și să lași cumva divinitatea să vorbească și prin artă, și prin oameni, și prin plante, animale, prin absolut orice, să permitem acestei conversații divine să aibă loc. Cred că ăsta e mesajul meu de final și, Ruxandra, îți doresc să ai un Paște luminat, un Paște extraordinar alături de soțul tău, de familie și să ne auzim cu bine, cu toții, la un viitor interviu și iată, conversații dintr-un spațiu plin de iubire necondiționată. Mulțumesc Mulțumesc, tuturor! Carolina. Mulțumesc pentru Mulțumesc! această șansă minunată și vă mulțumesc tuturor care ne-ați ascultat și v-ați conectat cu aceste mesaje. Vă trimit iubire și să aveți parte de sărbători pline de lumină și renaștere și transformare în cea mai luminoasă și frumoasă versiunea voastră de până acum. Așa este.